Criza de personal care afectează companiile aeriene și marile aeroporturi din Europa produce efecte și în România. Zilnic sunt zeci de curse internaționale întârziate, așa că oamenii sunt nevoiți să aștepte cu orele. Atât la noi, cât și în alte țări sunt disponibile numeroase locuri de muncă în domeniu. Germania, de exemplu, vrea să angajeze câteva mii de străini pe o perioadă determinată. Salariile ajung și la 2500 de euro net. Aeroportul Otopeni, ora prânzului. Zeci de persoane așteaptă în fața porților după ce mai multe zboruri au fost întârziate. O oră a avut întârziere, mama vine din Italia. Fata și cu nepoței mei au stat o oră în Charles de Gaulle, n-a decolat și l-aștept de la 1:30. Suntem în zona de sosiri a aeroportului din Otopeni, unde în acest moment sunt anunțate 6 zboruri ca fiind cu întârziere. Este ora 14, iar de azi dimineață, aproape 40 de zboruri au sosit cu întârziere de câteva zeci de minute sau câteva ore, iar alte 2 nu au ajuns deloc pentru că au fost anulate. Am așteptat și noi câteva zboruri întârziate. It was 2 hours delayed, but we're here and we're happy. După ce a avut el întârziere, am mai stat și în aeronavă înainte de decolare încă 45 de minute. La plecări, situația este similară. Zboruri către Paris, Londra și Antalya au întârzieri de peste o oră la decolare. Reprezentanții aeroportului spun că nu sunt angajați suficienți la companiile aeriene și la cele care gestionează bagajele. Noi avem 4 companii de handling care operează pe aeroport. Recrutarea nu merge atât de rapid. Sunt niște procese standard pe care trebuie să le parcurg orice angajat nou, în care trebuie să-și ia niște avize de securitate care pot să dureze de la 30 de zile până la 60-90 de zile în funcție de poziția respectivă. Doar în luna mai, aproape 2 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile de la noi. Cei mai mulți, peste 1,1 milioane, pe Henri Coandă, unde sunt și cele mai multe probleme. De la începutul anului, din 300 de curse anulate, 50 au fost din cauza lipsei de personal, iar aproape 20% din totalul zborurilor au avut întârzieri. Pe de altă parte, sunt și aeroporturi mari din Europa care înregistrează deficit de personal. În Germania, autoritățile au anunțat că vor face angajări masive pe perioada verii. Vor să atragă muncitori străini, inclusiv pe site-urile românești de slujbe găsim anunțuri pentru manipulanți de bagaje cu salarii ce ajung și la 2500 de euro net pe lună, ajutor financiar pentru chirie și transport gratuit până la locul de muncă. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.